Capitolul 4. Pilda sămănătorului. Isus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. că se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde și, în învățătura pe care le-o dădea, le spunea, Ascultați, iată, sămănătorul a ieșit să samene. Pe când sămăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină s-a uscat o altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au necat o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun. A dat roadă care se înălța și creștea și a adus una treizeci, alta șaizeci și alta o sută. Apoi a zis, cine are urechi de auzit să audă. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și, măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis, nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Sămănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este sămânat cuvântul. Dar, după ce l-au auzit, vine Satana îndată și ia cuvântul sămânat în ei. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Dar, n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă în îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul treizeci, altul 60 și altul 100. Lumina. El le-a mai zis: Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. El le-a mai zis: Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult căci celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n se va lua și ce are. Pilda cu sămânța. El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a venit secerișul. Pilda greuntelui de muștar. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu, sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este sămânat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar, după ce a fost sămânat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui." Isus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar, când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Potolirea furtunii În aceeași zi, seara, Isus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, Cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea?